neața de aici, de la preparatul cafeliței. Locul ăsta absolut superb, minunat. Așa, ia să vedem la pizza. Poftim? Ia să vedem o botelcuță de apiță. Așa. La micul dejun avem sandwich, omletă. Nu vrei nimic? Cred că mănânc un sandwich de la și să vedem și care vă ce vrea. Deci ăsta e locul care îmi place mie pe cel mai mult pe tot litoralul ăsta. Aici vine umbra după amiază. Stai la umbriță frumos, priveliștea e superbă. Vrei să faci, să te înmoi sau să te prăjești. Te înmoi și te prăjești ca ai unde. Ia să vedem aici. Lasă că-ți dau alta, că asta e de la vas. Ia. Da, da, da. E pentru așa ceva e. Da, am uitat de ea. Da. Să pornim de o cafeluță. Locul acesta extraordinar. Locul meu de suflet, pă. Pe tot litoralul ăsta românesc, because am umbră în primul și în primul rând. Aici la izvorul Trei Papuci, așa îi zice locului. Așa, că am visat la momentul ăsta în care pur cafeluța de nu este adevărat. De nu este adevărat ce am visat, să ajung aici, să-mi fac cafeluța dimineață, să-mi fac micul dejun. Este the true shit. Este, n-am ce să descriu. Și momentan sunt cu două fete. Sunt cu mama și cu domnișoara mea și aștept să mai vină încă două fete. Să face o gașcă imensă de găgici. Așa, ia să luăm. De aici. Că mișcă cineva în port acolo. Da.
am plecat de la locul nostru, locul meu de suflet, și dăm către Saturn, pentru că m-a sunat verișorul meu primar, că e acolo, și mergem să ne întâlnim la Saturn. Ne dăm bătălie. Așa, cu multe amintiri din copilărie pentru mine. Îmi face plăcere să o vizitez de fiecare dată când vin pe aici. Avem și pista de biciclete, suntem onorați să avem și pista de biciclete. N-au că vă duc și pe pista de biciclete ca să nu ziceți ceva. Am intrat în orbit acum, am ajuns de ați trăit și imediat mergem către Jupiter, către camping Zodiac de la intrare din Jupiter. Punem porturile. Ne aruncăm în spicină. Citesc o fică mea, dar cu ceva ani în urmă, da? Ne aruncăm în spicină și apoi mai vedem ce mai fi în program. Dar deocamdată să ne băgăm la umbră. Da, vremea a fost superb azi. Cu 3 straturi de cremă dintre aia de protecție pe piele. A fost the true shit. Nu ne-am părut, nu s-a părut nimeni. Doar bronzare cu model. Bronzaj cu model precum tractoriștii. Da. Și ce să mai. Îi dăm către camping. Hai să vedem și Neptunul așa. E cam golaș așa. Dar cred că e lumea la plajă, că văd că mașini sunt, dar oameni nu prea. Mașini parcate.
Deci este și Neptunul, nu a luat nimeni. Este perfect. Am avut o emoție cumplită. Vis-a-vis de faptul că cineva ar fi putut să ia Neptunul, dar nu a luat. Ia să căutăm o alimentară acum. Să luăm nu știu ce scoici mei și yes. Trebuie să veniți să vă vedeți. Eduard Ban, ia, numai puțin. Că sunt mai mulți și nu știu care sunteți. Ia să vedem. Așa. Numai puțin. Nu, Ban, B, A, nu, nu, cu, cu B. Gata, gata, imediat, imediat termină, tati. B, A, N. Așa, ăsta sunt eu. Perfect. Gata. Ne auzim. Bine. Drum bun. Bine, că nu prea am cu cine să merg. Ne auzim, că noi gașca e mai mare la noi. Da? Noi suntem vreo 11, acum suntem o parte. Cu tot? 3 avem. 4. Gașca, da? Gașca 4. În iulie plecăm împreună în Slovenia cu copii cu tot. Noi plecăm până în cu trenul. Până în Amsterdam. Tot dar cu tren. Tot cu trenul, dar la anul îmi fac o mașină, iau o mașină mai mare, vreau să o aranjez un pic și mi-o fac special pentru ture. Vorbim că mi-ar plăcea să facem niște. Păi de asta v-am și luat Facebook-ul și ține legătura. Pe YouTube tot așa mă găsiți. Ce fii cu asta? Eu am 30 și ceva cu asta. Da, da. Bine, am înțeles. Hai că ne auzim, că e nerăbdător. Pa, pa, drum bun! Da, da. Aici, Camping Zodiac Jupiter. Să vedem dacă mai primesc bicicliști. Am auzit că nu mai primesc bicicliști, dar să vedem. Zic, am auzit că nu ar mai primi bicicliști, dar vedem. Aha. Hai să luăm pe aleea asta și vedem unde. Mâine dimineață o încurci. Uite acolo ar fi un pic, da. Deci, viața la camping este greu, nu? Da. Yes. Asta are bateria în cadru, nu e o problemă. Aia e problema cu bateria la suprafață. Deci viața la camping este cumplit. Copilul ăsta e palid la față. Întrebarea este, dumneavoastră mai puteați sau nu mai puteați? Mai puteați. Puțin. O altă întrebare. Spicina aia este, plânge după tine, copile? A intrat în depresie spicina aia când te-a văzut și nu ești în ea. Și tu mănânci, cocolașe de alea de mămăligă. Unbelievable. Mă duc un pic mai târziu și o iau în brațe. Eu nu pot să cred așa ceva. Nu. Eu zic că nu avem nevoie să montăm două corturi, că unii poate să doarmă în spicină. Sigur. Când a început ploaia, anul trecut, știi unde s-a adăpostit ea? În spicină. Păi n-a udat-o ploaia, că ea s-a băgat în piscină, a băgat la fund. Dar fi fain dacă... Nu, nu-i. Nu-i doar mai din aura, mă, nu sunt bune. Da. Să-ți
soare. Deci lucrurile sunt foarte complicate. Foarte complicate. Unbelievable. Oh, sorry. Hmm? Yeah.